Da, aia, că altfel, stăteam că nu a fost om, dar când am văzut că trepidez, vreți să mă duc? Aici, da. Noroc că n-am înghețat. Am văzut că... Deci pentru aia care mă mai invită la o cafă, dacă n-aveți un ceaun de cafă, mergeți la balauri, că nu mai stau de vorbă cu voi. În sfârșit, maceta de la Marius, pusă la lucru pentru bushcraft, pentru lucrări mai finuțe, că se poate. Și aici mai avem încă un atelier de lucru, prietenul Alin, care face ce iasă. Ce iasă? O furcă. O furcă. Perfect. Auzi de ziua ta. Da. La mulți ani, Claus. Yeah. Să ne crești mare, dar nu în kilograme. Bă, acum. Ia. Super fain. Oh, da. 2019. 20. Super. Dar mai pilei și pui 2020, dacă mai scrie. Și mai am ceva? Asta hai să vedem. Da, 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 arată-le la băieți obiectul principal. Bă, uite aici. Dacă n-aveam ieri... Dacă n-aveai ieri, ce făceai? Ha? Mâncam din... Mâncai... Uite aceea, frumos, castronelul cu tot ce trebuie. Ai, ai. Așa. Mulțumim, băieții. Bă, cum are drag să te... Așa. Ca să se vadă, fraților, unde suntem. Deci aici o cafă. Așa. Că ne-a apucat dimineața. Și nu știu cum să face că Claudiu tot în oale mestecă. De când a venit. Ieri o mestecat, aseară o mestecat, dimineața iar mestecă în oală. Mestecă, noaptea mestecă, dimineața mestecă, iar a început să se așeze. Păstă sat, cum era? Cam, dragilor, asta e spiritul de dimineață. Păi bun. Să
Nu știu acum, nu mai știu cât e de ascuțit, că nu l-am mai folosit de ani de zile, dar l-am unul dintre cele mai tăietoare cuțite pe care l-am făcut. Ăla mic, așa, ai? Ăla mic, ăla care l-am pe stoc. Dar orice model... La ce preț îl ai ăla? Pot face. Care? Ăla micu. 350. Bun, am judecat. Dar nu am să-ți dau cash. Nu, nicio problemă. Ai fain și ăla de bușca, mă. Mai rău. Ia-mi-l și pe ăla. Serios? Ne uităm la lucrurile astea. Asta nu trebuie topor. Când ai plecat cu asta, nu trebuie topor. Un cap. Un cap. Bine, finit. S-a terminat povestea. Hai să-și caut, să-și fac el. Tot sper să mă știu ori lască el, a? Nu, nu. Eu cu armele am avut foarte, foarte mult grau. Mult! Îmi distrugeau toată livada de cireș. Și am zis, bă, mă duc și cu poroporcării în aia cu alice, se trag, știi? Așa că mă duc și cu alice să vă trebuie permise. Lasă, dacă am pus pe calcule, faci cu niciunile, mi-e preocupat. Da, dar, din păcate, tot trebuie ceva de genul ăla. Și mers. Că unde e fumă, e și căldură. Cine vrea o cafeluță? Proaspăt. Un gulaș înghețat. Minus 16 grade. Un gulaș înghețat. La minus. Iată și pe Alin. Ai văzut ce cafă fain avem acolo? Vasi, mă duc să văd o înghețată acolo. Da, după cum arată de amul. Pentru el tot. Ai aruncat-o în cameră și ceau. Hai de pula mea, ai râs două date într-o locație, într-un bar, nu la el.
Bă, sincer, a fost super. Cam asta a fost ieșirea de anul ăsta de la Jdeara. În spatele nostru a rămas totul curat. Super fain. Au mai rămas lemne și pentru următorii care o să vină. Aici e locul de cort. Totul frumos, curat. Apa o să iau eu când plec. Focul aproape stins. Au mai rămas câteva lemne, dar astea sunt bune aici. Nu o încurcă cu nimic. Cam asta a fost, dragilor. Până data viitoare, pace, iubire și Doamne ajută!